Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în paraclisul mitropolitan Sfântul Nichita Romanul. În cadrul slujbei, înalt preasfinția sa a citit rugăciuni pentru cei bolnavi aflați în patul de suferință în aceste momente grele pentru întreaga omenire. În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat nevoia ca acum, în aceste încercări grele prin care trecem, să cerem ajutorul Mântuitorului Hristos pentru a ne dărui sănătate și ocrotire. Suntem chemați cu toții ca să ne întărim în credință, să ne convertim în așa fel încât, dacă am zis, Doamne, dacă poți, arată-ne nouă acum ce poți, să fim în stare și să strigăm din sufletul nostru, în adâncul sufletului nostru, crede, Doamne, ajută-ne credinței mele. Trebuie să fim și noi întăriți în credința noastră și vindecați de îndoială. Pentru că ucenicii l-au întrebat pe Mântuitorul, de ce noi n-am putut să-L vindecăm? Și Mântuitorul a spus, acest soi de demon nu poate ieși decât prin rugăciune și post. De arătat lor că totul este posibil și este dat omului de la Dumnezeu dacă are credință statornică, credință neîntoielnică, în aceste clipe în care ne-am simțit din punct de vedere fizic într-o retragere, într-o izolare. Nu putem să fim izolați din punct de vedere spiritual. Am fost alături și împreună în liturghia noastră cu îngerii din ceruri, cu Sfinții lui Dumnezeu, cu sufletele tuturor celor care au plecat din lumea aceasta și sunt în lumea veșniciei, dar și cu toți cei care sunt în spitale și mai ales cu cei care zi și noapte străjuiesc la capul celor care sunt în frica morții, în orice clipă a vieții lor. Comuniunea aceasta trebuie întărită cu putere și cu nădejde, că Dumnezeu, după încercare, ne va da și mulțumire și bucurie și va fi marea bucurie întâlnirea noastră împreună în bisericile noastre, cu slujbele noastre comunitare, cu slujbele noastre de obște, cu slujbele noastre dumnezeiești, în care cerul și pământul cântă și laudă pe Dumnezeu împreună. La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Mitropolit a citit rugăciunea specială pentru încetarea noii boli molipsitoare.